Neumünster are un nou punct de contact pentru cetățenii străini care doresc să participe social și să-și aducă contribuția la adresa Göbenplatz 4. Asociația CAST a inițiat un proiect cu participare la fața locului, Participation vor Ort, pe scurt, PORT, care oferă, printre altele, concetățenilor străini asistență la înființarea asociațiilor. Asociația Neumünster Medien va sprijini proiectul Media în cooperare cu CAST. Udo Gehrig de la CAST prezintă obiectivele PORT. PORT este un proiect finanțat de stat care își propune să concilieze, să însoțească și să sprijine persoanele din alte țări care doresc să se organizeze în Neumünster, indiferent dacă sunt refugiați sau în contextul reîntregirii familiei sau din motive de muncă. Neumünster TV realizează întreaga dezvoltare videotehnică, creează filmele și încarcă aceste filme pe diverse rețele de socializare, în diferite limbi, dar oferă și sprijinul și sfaturile individuale ale organizațiilor sau cluburilor pe care doresc să le găsească prin CAST. De asemenea, CAST este responsabilă și pentru organizarea de evenimente de informare. Am planificat anul acesta un eveniment deschis de informare pentru fiecare trimestru. De asemenea, ne-am propus pentru acest an să creăm un clip pe tema drepturilor clubului. Vrem să creăm un alt clip pentru tema non-profit. Ne veți găsi la Göbenplatz 4 și, în viitor, vom oferi consultație în fiecare vineri, între 15 și 17, astfel încât puteți să ne contactați telefonic, iar apoi să treceți vineri pe la noi, în timpul orelor de lucru.